Salut și bine ai venit sau revenit pe acest canal. Azi este luni, 13 martie și începem un nou vlog. Am fost cu Elisa afară, s-a trezit la 6 și un sfert azi. Am făcut câteva chestii pe aici, am editat clipul care a intrat azi și apoi am fost până la Lidl și să vă arăt ce am luat. Am fost la Lidl, că de săptămâna asta are plăcintă cu dovleac, cămara noastră, 800 de grame. Și o bag acum la cuptor. Este congelată, arată așa, și o pun la cuptor în cartonul ei. Am mai luat și cutele mele de oaie, tot așa, o să o bag la cuptor tot în cartonul ei. Și am mai luat și cu brânză dulce. Am mai luat și cu brânză dulce cu stafide, o legătură de pătrunjel, două legături de ceapă, niște ciuperci, că vreau să fac ciuperci, două legături de ridichi și o salată. S-a făcut seară, am avut o zi nebună azi. Nu știu dacă povestesc sau nu să povestesc mâine. Cu certuri, azi a fost zi de ceartă. Și astăzi fac un borș de pește. Am scos pește să facem la cuptor. N-am mai apucat să fac în seara asta pentru că am mâncat plăcintele. Nu le-am mâncat atât, am mâncat din plăcintă. Și am pus peștele la cuptor. Am avut la cuptor, am crab, niște două rondele de crab, doradă și chefal. Că am zis că mâncăm în seara asta cu mămăligă. Iar aici am păstrat două bucăți de crab și doradă. Și aici am pus legumele, am pus ceapă. Este prima dată când fac borș de pește. Aveam jumătate de ceapă roșie, morcov, am pus țelină, păstârnac, cartofi, ardei și am pus și puțin o lingură de orez. Le las să se fiarbă, că mai au de fiert legumele, pun suc de roșii și apoi după ce fierb pun peștele. Trebuie să mă uit să văd dacă pun borșul și pormă peștele. Cred că pun peștele și pormă borșul. Am pus suc de roșii, sau fier legumele și am pus bucățile de peștele la 10 minute și apoi o să pun borș și puțin oțet. Și apoi, după ce stind focul, pun pătrunjel. Nu am leuștean, nu știu dacă o să cumpăr mâine sau dacă am de unde să cumpăr leuștean, dar punem pătrunjel. Ce faci, Iris? Mănânci măr? Întreg? Fugi? Unde fugi? Marți a fost prima ședință la psiholog cu Rebecca, doar ea cu psihologul, așa că am lăsat-o. Am găsit programul acesta cu 10 ședințe gratuite și am să profit pentru că am niște situații cu Rebecca în care eu nu știu exact cum să reacționez cel mai bine și aș vrea să ne zică doamna psiholog după o anumită perioadă cum ar trebui să punem problema și ce ar trebui să facem ca să ne conectăm mai bine și să, nu știu, să găsim rezolvare mai bine. Cât a fost ea la psiholog, eu m-am spus la Mac să-mi iau o cafea. Nu mi-am de obicei de la Mac, așa că nu prea am știut ce să comand. M-am pricopsit cu una mică, foarte tare. Eu de obicei nu pun zahăr la cafea, decât o spumă de lapte. Și a fost destul de tare și de avea un gust așa de ars, dar am băut-o, este a doua cafea pe care o beau pe zi și după ce am luat-o de la Mac, am să mă duc în parc la primărie, îmi luasem eu o carte să citesc și agenda să-mi notez ce am de făcut în zilele următoare, am zis așa că am puțin timp pentru mine și să-l petrec în parc. Doar că, ce să vezi, am ajuns în parc până când mi-am scos eu cartea, hai agenda să notez. Am apucat să citesc o pagină din carte și apoi am început să notez în agenda și s-a făcut deja ora la care trebuia să mă duc să o iau pe Rebecca. Așa că n-am avut foarte mult timp la dispoziție, dar profit de ora asta cât Rebecca e acolo. Am ajuns acasă și am luat niște scrumbie azi de la cineva și trebuie să o curăț acum. Au fost 5 kg, dar i-am dat și mamei mele. Vreau să-i curăț, vreau să pun 2 astăzi la cuptor, 2 să-i pun deoparte, să-i pun bunicii mele, să-i dau sâmbătă, deși nu mănâncă ea pește acum, dar o să mănânci săptămâna viitoare.
Și restul să-i bag în congelator. Bine, pun doi acum și restul îi bag în congelator. Pun doi să mâncăm acum. Am terminat de curățat scrumbia. Am avut așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, și cu 2 la cuptor, 9. Din 9 pești am scos sicrele astea, care cred că sunt bune, adică în mod sigur sunt bune și arată bine, și lapții ăștia. Din lapți am înțeles că aș putea să fac chiftele. Mi-a zis o mătușă. Așa că o să-i bag și pe ăștia la congelator, pentru că nu fac azi chiftele. Și icrele trebuie să le pun cu sare și să le curăț, nu știu exact cum, dar o să le fac. Ăștia vin, se duc la congelator. Am deja am băgat doi la cuptor. Aici am pus brânză din asta Gouda cu, nu ziceți, în crustă luată congelată, și aici niște cașcaval sau edamer, nu mai știu, și pâine din asta cu ierburi și cu usturoi de la Lidl. Și aș vrea să facă și scrumbia și facem și mujdei de usturoi. Mi s-a terminat butelia și l-aștept pe Lucian să vină să pună butelia ca să fac și mămăligă. Nu știu dacă mai pus o mămăligă, dar mujdei îl fac acum, după ce bag peștii la congelator. Mănânci măr? E bun mărul? Da. Lasă piciorul tu, maimuț. Neam, neam. Îi dai și lui bebe să mănânce? Îi dai și lui bebe, mă? Îi dai și lui bebe să mănânce? Neam, neam. Unde-i bebe? Așa, îi dai și lui bebe să mănânce? Neam, neam. Îi place? Îi place, mă? Ție-ți place mărul? Opa, mitică, opa, opa, opa. Așa iris pe hârtie, mama, da? Hei, pe piciorul meu. Și pe pătură, da, mama? Acolo, da. Ce-a făcut Rebecca? Păi și tu. Dar mâinile tale? Cum sunt mâinile tale? Ce ai pe mână aici? Ha? Ce ai? Rebecca, mami nu mă învăța. De ce? Că mi-e îmi place. Că o să-și dea setele jos, să-ți facă și pe picioare. În loc să facă eu pe fac hârtie. Nu, nu-ți mai face, Rebecca. Te rog, ce-ai făcut, Iris, aici? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Salut și bine v-am regăsit. Azi este sâmbătă, 18 martie. Și vreau să fac așa un mic update. La faptul că nu am mai postat în ultimele 2 săptămâni, cred, atât de frecvent, pentru că suntem într-un proces de schimbare, ca să zic așa. Ce să zic, eu cu Lucian suntem într-o perioadă mai liniștită, în sensul că nu ne mai certăm, încercăm așa să ne găsim echilibru și să comunicăm destul de mult și să nu mai avem discuții de-astea așa aprinse. Și în perioada asta, Rebecca, am observat că atunci când noi avem perioadele astea calme, Rebecca le scoate afară. Scoate frustrările, supărările. E, în ultima perioadă e destul de des nervoasă. Bun. Asta odată, lucrăm cu asta. A doua chestie e că ea nu mai vrea să mai filmez. Are chestia asta că iar filmezi, dar nu putem să facem și noi ceva fără să filmezi. Și am decis ca o perioadă să nu mai filmez atât de des ce facem și pe unde mergem și să dăm cum ar veni, să dăm din casă. Lucian nu vrea să mai apară, el oricum nu prea vrea să apară pe cameră și pe net. El face parte din categoria oamenilor care nu vor să stea nici la poze, nici filmat, în fine, așa că pe YouTube nici atât. Iris este în perioada în care ar sta după mine, non-stop, după mine și pe mine, acum doarme. Noi am ajuns la țară, la bunica mea. Rebecca este în perioada în care este geloasă pe Iris, nu mai vrea la școală pentru că eu rămân acasă cu Iris. Iris, pe de o parte, nu se mai joacă atât de mult cu ea, să zic. Încă nu se joacă, că Rebecca vine de la școală, Iris ori doarme,
ori vrea să stea pe mine, v-am zis, deci e Sky după mine. Sunt puține momentele în care se joacă ea liniștită sau dacă se joacă, eu să trebuie să fiu în cameră, dacă nu sunt în cameră și își dă seama imediat, mă caută. Așa că e un amalgam de situații. Situații la care nu fac față chiar foarte bine, în sensul că nu mi este ușor să le gestionez. Tot am zis că încep o serie de jurnale slăbit pentru anul 2023, pentru că îmi doresc asta. Însă, cu toate presiunile astea din partea celorlalți, plus că încă nu dorm toată noaptea, Iris se trezește de mai multe ori pe noapte. De două nopți a dormit Iris cu Lucian și am putut să dorm și mai multe ore legate, că am dormit cu Rebecca și am zis că de acum încolo să dorm eu mai multe nopți cu Rebecca pe săptămână și el cu Iris ca să îmi regres și eu somnul. Așa, și cam astea îmi vine în minte pentru azi. Suntem la bunica mea, v-am zis, azi plouă, Rebe a început în notul, sâmbătă merge la not, ca și activitate. Încerc o dată pe săptămână să mă duc doar eu cu ea undeva, să petrecem timp împreună, separat, în afara casei. Am început să o iau de la școală în fiecare zi eu sau Lucian, că o luam mai mult mamaie. În fine, suntem într-un... V-am zis, în proces de schimbare și la momentul potrivit o să vă zic prin ce etape am trecut și ce pași am făcut. Aș vrea să fac un video separat despre toate schimbările astea, pentru că eu am impresia sau am avut impresia că doar la mine în familie se întâmplă chestiile astea, însă se întâmplă și la alții. Bine, Lucian. Ia, să te vezi. Iris, dar mai profund, văd că nu se trezește. Rebecca era semi adormită, s-a dus în casă la bunii și am zis că dacă tot stau cu Iris acum, să vorbesc și cu voi. Bun, de YouTube nu cred că mă las, pentru că îmi place chestia asta, doar că momentan nu e timp pentru asta. Nici pe canalul Locul Mâncare nu am mai postat, pentru că am făcut cumpărăturile așa cam la fiecare zi sau la două zile. N-am făcut unele grămadă. Am tot zis că pun niște rețete ce am eu în cap, dar n-am avut când să le filmez. Așa că cam asta este. Pun în video, nici nu știu, cred dacă le încarc sau nu, azi e sâmbătă, stăm puțin la bunica mea, avem de gând să fac mai multe chestii, dacă plouă, n-avem ce să facem, e și frig, sunt 9 grade, apoi mergem la ziua nașului, mâine mergem la ziua mamei mele, că luni este ziua, nu, mâine este ziua ei, luni e ziua lui Vormium, ne-a invitat și el azi la grătar, dar nu putem să ne ducem, că nu putem să ne împărțim, cam așa, se mai duce o săptămână. V-am pupat, aveți grijă de voi și de ale voastre și să fim bine cu toții. O zi cât mai frumoasă să aveți. Pa, pa!